Mobilizare maximă a jandarmeriei pe stadionul Ghencea, acolo unde FCSB se va întoarce diseară pentru derbiul cu CFR Cluj după mai bine de 9 ani. Peluza Sud, cea care susține proiectul CSA Steaua, a avertizat că cine vine în Ghencea va suferi consecințe. Cu toate acestea, fanii roșialbaștrilor au cumpărat biletele. Cornel Chituce e acum la stadion și ne spune ce se întâmplă acolo. Bună ziua, Cornel! Bună ziua, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. După mai bine de 9 ani, Steaua va juca pe FCSB va juca pe stadionul Steaua și e de precizat că se așteaptă să existe conflicte între cele două echipe. Așadar, jandarmeria a fost precaută și a anunțat că a mobilizat mai multe efective pentru ca meciul să se desfășoare, bineînțeles, în condiții de siguranță. La ora 21:30 de minute va începe meciul, însă până atunci suporterii vor putea să intre pe stadion în jurul 19. E important de precizat și că STB a luat decizia de a prelungi programul pentru 10 autobuze, astfel încât oamenii care ies de la meci să poată să se îndrepte către casă folosind mijloacele de transport în comun. Vă spuneam că la ora 21:30 de minute va începe meciul și se așteaptă să existe mai multe conflicte. Sunt mai multe mesaje care vin din partea suporterilor și care spun că deja s-au înțeles echipele să se întâlnească în anumite puncte din București pentru a stabili modul în care vor veni aici către stadion. Vom urmări și noi subiectul și vom reveni cu mai multe imagini în jurnalele următoare.